Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Georgiana Șerban și astăzi vă invit să fiți alături la o nouă ediție a emisiunii Nouă ne pasă. Vă mulțumim pentru umanitatea și compasiunea dumneavoastră, dar și pentru devotamentul de care ați dat dovadă încă de când noi am dat startul acestui proiect. Astfel îmi arătați că vă pasă, motiv pentru care nu-mi rămâne decât să mă înclin. Sâmbătă, susținuți de o parte din telespectatorii Absolut TV, dar și de membrii ai Asociației George Ogăraru și de voluntarii din Pitești, uniți sub tricolor, am reușit să aducem bucurie pentru familia lui George, băiatul de 20 de ani din Piscani, rămas paralizat în urma unei operații de ocluzie intestinală. Încă din prima zi în care am lansat un strigăt de ajutor pentru acesta, voluntarii ne-au fost aproape. La finalul acestei acțiuni, bilanțul era favorabil. Pampers, lapte, cereale și alte lucruri de care era nevoie au umplut o întreagă cameră din căsuța modestă. Vă mulțumim încă o dată celor care ne-ați fost aproape. Pentru astăzi însă, povestea aleasă ne demonstrează că, în ciuda clișeelor, cancerul nu înseamnă neapărat și moarte. Acesta este și cazul lui Nea Niculae, un bătrânel din comuna Piscani, pe cât de simpatic și de puternic, pe atât de trist atunci când vine vorba despre boala cu care se confruntă de peste 4 ani. Rămâneți alături de noi pentru a urmări împreună drama acestei familii. Vă avertizăm că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Săptămâna aceasta am ajuns din nou la Piscani, câteva case mai sus de George, băiatul pe care vi l-am prezentat în ediția trecută. Pentru a ne trage puțin sufletul, sosiți de la drum, ne-am așezat pe banca de la poarta casei lui Nea Niculae, un bărbat de 65 de ani, cu care soarta a fost mai puțin îngăduitoare și mai puțin blândă. Din spatele porților, unul din căței ce apăra gospodăria, Mureș, ne lătra de zor, întrebându-ne parcă ce mai căutăm și noi acolo. În acest timp, tanti Viorica, soția lui Nea Niculae, termina ultimele treburi din gospodărie, pregătindu-se astfel de oaspeți. Florica, mult mai prietenoasă decât Mureș, privea stingheră nou veniții, apărându-și parcă stăpânii de către necunoscuții sosiți la ceas de amiază. În curtea unde Nea Niculae își petrece adesea după amiezile, era curățenie, atât cât reușește o femeie să aibă grijă de o întreagă gospodărie. Într-un colț, uneltele pe care Nea Niculae le mânuia cândva fără a se gândi vreodată la ce avea să îi se întâmple, te ducea cu gândul la puterea și devotamentul pe care omul le-a avut cândva față de ceea ce înseamnă munca din gospodărie, preluată acum însă de către soția acestuia. Noi am pășit în casă dornici de a ne întâlni cu cel despre care aflaserăm că de câțiva ani trăiește un coșmar. În patul de lângă sobă stătea Nea Niculae. Universul său a început să se clatine în urmă cu numai puțin de 4 ani, atunci când s-a îmbolnăvit de neoplasm la baza limbii, o formă agresivă de cancer descoperit când avansase deja până în stadiul al patrulea. Ultimul. Simptomele pe care bărbatul le-a acuzat pentru un timp mai îndelungat au pus pe gânduri familia acestuia. Se îngrășase, nu mai putea să bea apă, iar să mănânce îi era foarte greu. Acestea au fost motivele pentru care soția sa, Viorica, a hotărât că e cazul să meargă la spital pentru ca Nea Niculae să fie consultată de către un medic. Se întâmpla în 2013, anul în care întreaga familie avea să sufere un șoc. Mai multe amănunte le-am aflat și noi de la soția lui Nea Niculae, omul care este alături clipă de clipă. Am revenit în comuna Piscani, locul de unde v-am prezentat și cazul de data trecută. O poveste la fel de tragică, la fel de urâtă, în care soarta ne demonstrează că uneori face ce vrea cu noi, fără să ne mai întrebe dacă noi acceptăm sau nu. Am venit la Nea Niculae, un om de 65 de ani, care de câțiva ani se luptă cu o boală, neoplasm la baza limbii, stadiul 4. O am alături de mine, pe soția lui Nea Niculae, doamna Victoria, persoana care este alături de când s-a întâmplat nenorocirea și până acum. Bună ziua, doamnă! Bună ziua, bine ați venit! Bine v-am găsit și noi! În ce an s-a îmbolnăvit Nea Niculae? În 2013 am descoperit că nu mai putea mânca. Nu mai putea înghiți apă și în momentul în care dormea avea impresia că se sufocă. Am intrat la bănuiel, am mers la doctor Luca, unde ni s-a dat diagnosticul
cumplit, tumoare bază limbă. Am mers la județeană, ne-am internat pentru biopsie. Totuși am sperat, o fi ceva mai ușor, dar ni s-a spus scurt și la obiect. Aveți cancer. Nu vă gândeați la acest diagnostic? Nu. Aveți cancer. Vă dați seama, în momentul de față, eram eu, soțul și băiatul. Ne-am uitat unul la altul și băiatul i-a zis, tată, cancerul este de mai multe feluri. Atunci m-am uitat la doamna doctor, dânsa la mine și am întrebat, doamna doctor, dacă toți sunteți în fața noastră, mai avem șanse sau nu? Și ce șanse avem? Dânsa ne-a răspuns, da. Am mers, prin recomandarea dânsei, la Colțea, la spital la București. Acolo l-am internat, iar după un interval de 12 zile a avut loc operația. În această perioadă, totuși, ne întrebam, de ce nu? De ce mâine nu mâncați că mâine vă operăm? Și care a fost motivul pentru care ați tot așteptat atâtea zile să se întâmple operația, să aibă loc? Mi-a zis așa, nouă nu ne trebuie masa de operație pentru o oră, două. Nu știm ce intervenim acolo. Și asta s-a și întâmplat. Normal, el trebuia să fie operat fără canulă. Canula trebuia să fie provizorie pentru 10 zile. Dar în momentul în care a deschis, a constatat că tumoarea este mult mai mare cât un pumn de bărbat. Nu se așteptau doctorii să găsească acolo așa ceva? Nu, vă dați seama. În momentul în care a tăiat de la o ureche până la cealaltă, iar submandibular partea dreaptă a trebuit să taie sub maxilar ca să poată să scoată tumora. În momentul în care a scos, medicul n-a decupat numai mărimea tumoarei, așa ni s-a spus. Dânsul a decupat mult mai mult, a smuls ca să extragă probabil tot și în urma operației a rezultat o fistulă. Să le spunem și telespectatorilor noștri ce înseamnă asta în termeni, să înțeleagă medical. Și ei. Fistulă laterocervicală dreapta. Această fistulă este o deschizătură în momentul în care încercăm să băgăm mâncare pe gură și chiar o picătură de apă, mâncarea iese apă, iese automat pe traheostomă sau merge pe trahee direct în plămân, ceea ce înseamnă că nu-i face bine. O infecție care este la ordinea zilei se poate înneca, sufoca și să moară sub ochii mei. Atunci am mers din nou la doamna doctor Stoica Paola de la județean, care ne-a depistat boala și am întrebat, doamna doctor, ce facem? Avea o sondă nasogastrică, un furtunel foarte subțire. Băgam apă lichid. Ajunsese după prima operație. Ajunsese ca să meargă de aici până la ușă, nu mai spun până afară. Trebuia să sprijină, slăbise într-un hal fără de hal. Slab era, dar era greu, vă dați seama, e bărbat. Am mers la dânsa și dânsa ne-a sugerat să-i băgăm gastrostomă. Furtunul. Asta a reprezentat cea de-a doua operație. De parcă nu era destul de mare șocul pe care l-a trăit întreaga familie, a urmat o nouă lovitură. O a doua operație necesară, survenită din cauza complicațiilor. La îndemnul dânsei am mers la Fundeni și acolo l-am internat și ne-a băgat gastrostoma, furtunel pentru alimentație. Acolo ne alimentăm un pic mai special, cum să zic, mai gros, mai pastă. Îl văd aici pe Nea Nicolae, să-l vadă și telespectatorii noștri. Ce tot încearcă să vă spună? Că vă ia de mână, vă mângâie. Să mănânce mai consistent, asta vrea să mă ajută. Da, ne înțelegem foarte bine prin șoptit. Ne-am obișnuit la început prin scris. Am scris carne. Vă scria ca să înțelegeți ce vrea dumnealui să spună. Da, la început scris și prin mesaje. Telefon, eu un telefon, el un telefon. Dacă eram în curte sau la bucătărie, îmi trimitea mesaj. Vino că mi-a căzut nu știu ce sau vino că s-a întâmplat nu știu ce. La început se înneca foarte, foarte, foarte rău. 2 ani și jumătate a fost groaznic, cumplit. Noaptea, ce trebuia să stau când tușea, m-a așezat, săream în colțul celălalt. De frică, sărea de acolo până în tavan.
Așa? De ce se... Din cauza bolii? Din cauza bolii, da. Ne-a spus că o să expectoreze foarte mult și foarte urât până să curăță. Ațe, nu vă spun, știți cum ieșau? Una după alta, una. El acolo a fost cusut ca un sac. Fiind tumoare atât de mare, vă dați seama, ca un sac. Medicul ne-a zis, chirurgica și operație chirurgicală, operația a reușit, dar altfel, da, dacă nu vă dați seama, unde va pleca, bănuim, zicem și noi, dar dacă dânsul a smuls, a rămas fistula și asta este. Îi mulțumim lui Dumnezeu, așa cum este, cu furtun, cu gastrostomă, cu traheostomă, îl am lângă mine. Acesta este lucru care vă interesează și cel mai mult, nu? Să-l aveți alături. Și care mă ține pe picioare. Motivele pentru care Nea Niculae s-a îmbolnăvit nu au fost precizate concret de către medici, dar aceștia au putut presupune că de vină ar fi mai mulți factori care au stat la baza îmbolnăvirii bărbatului. În primul rând, mediul toxic unde a lucrat. A lucrat la presaj, a lucrat și în alte secții, în condiții deosebit de grele. Tot încearcă să spună ceva? Da, că din cauza mediu toxic, nici ei până la urmă, nici ei n-au știut. Dar sigur, a fost sigur. O presupunere da, că din da, această da. Cauză Nea Niculae da. A ieșit la pensie ulterior operației? Nu. Când a făcut operație, era ieșit la pensie. Era anticipat. Era la pensie anticipat și după aceea am ieșit la drept. Am plecat de la o pensie de... anticipat de 5 milioane. Și după aceea, încet, încet, cu măririle și am ajuns... Vreau să vă întreb, 500 de lei în termeni, lei. În da. Banii noi. Da. După câți ani de muncă? După 43 de ani de muncă. Nu s-a luat în considerare grupa și cum s-a... Aia a fost. Asta este. Astea sunt... Și atunci, după operația de la Fundeni, trebuia să mergem lunar pentru chiuretare lângă furtunel, ceea ce nu am făcut-o de fiecare dată corespunzător. Cum vă descurcați financiar în condițiile în care am văzut că aveți de luat medicamente, multe drumuri, multe la București? Foarte greu. Un drum la București ne duce 5 milioane. Noi trebuie să-l facem în 4 luni. Am evitat într-un timp și din cauza timpului, nu l-am făcut la termenul respectiv și am avut surpriza, s-a retezat furtunul. Și au apărut și complicații, nu? Au apărut și complicații, da. A trebuit să mergem la județean, dânsii nu au aici așa ceva. Trebuia noi, în cazul în care nu ne descurcam, trebuia să mergem la București. La București era o zi liberă atunci. Și ne-am cârpit așa cum am fost și totuși la București acolo a trebuit să mergem și gastrostoma corespunzătoare pentru operația lui trebuie numărul 44. Noi în momentul de față avem 42. Care este motivul pentru care nu aveți ceea ce... Zice că nu s-ar mai găsi, că se exportă nu știu de unde, din Malaysia. Eu sunt sigură că Nea Niculae nu e singurul caz din lumea asta care are nevoie de o gastrostomă. Asta am zis și noi. Ceilalți bolnavi ce fac? Asta am zis, da. Haideți să le spunem și telespectatorilor noștri. Noi suntem aici pentru că nouă ne pasă, așa cum se numește și emisiunea. Care sunt lucrurile de care dumneavoastră ați avea nevoie? Nu le dăm numele, dar ei dacă vor să ajute, ne vor solicita pe noi. De ce aveți dumneavoastră nevoie în privința lui Nea Niculae? În primul și în primul rând, gastrostoma. Numărul 44. După aceea, leucoplas pânzat pentru pansat. Fașă de 20. Comprese sterile, iarăși, pentru curățat. Leucoplas transparent. Cremă protectoare. Că dacă nu avem crema, e... Așa, există se fac grân și asta numai, vă dați seama acolo cât și așa este afectată că carnea acolo, cărnița și pielea, ieșind sucul gastric din stomat, vă dați seama că de-aia ustură, de-aia ne doare, de-aia curățim, dăm și cu pudra cu tot felul și pentru traheostomă
ne trebuie și acolo comprese, pliuri, și acolo leucoplast transparent, betadină pentru dezinfectat curățit. Sunt destule lucruri pe care trebuie să vi le procurați cel puțin săptămânal. Au fost momente când am pansat și de 5 ori la furtun. Ajunsesem, asta este simplu adevăr. Cumpăram maiouri, că nu poți să pui orice și oricum, din ăla mai de bumbac mai bun, și făceam cascutecelii. Și le puneam în două, în trei și le puneam acolo. Din cauza lipsei, nu mă rog... Nu mai puteam. Nu mai puteți. Da. Fașa era prea subțire și aia mai groasă și vă dați seama, le spălam o dată, a doua oară numai pentru un microb cât de mic acolo, e nenorocire. În câteva luni, de la peste 100 de kilograme, argeșanul nostru a ajuns la 60. Când rudele l-au văzut imediat cum a venit acasă, nu au putut să creadă transformarea care avusese loc, cum dintr-un bărbat puternic și falnic ajunsese un om slab, trist și fără speranță. Dar timpul a trecut și Dumnezeu nu l-a vrut neapărat pe acest om la el. Poate, pe undeva, a fost doar o lecție de viață, anume despre cum să înveți să fii puternic, indiferent de ce boală ai suferi. Tanti Viorica, soția lui Nea Nicolae, i-a fost aproape din prima zi în care omul s-a îmbolnăvit. Căsătoriți de 44 de ani, aceștia se privesc în ochi asemenea unui cuplu îndrăgostit, aflat la început de drum. Se iau de mână, se mângâie unul pe altul, se caută cu privire, spunându-și unul altuia că fiecare reprezintă puterea și sprijinul pentru celălalt. Deoarece a fost nevoit să devină purtător de gastrostomă și traheostomă, pe tanti Viorica a înfiorat-o inițial gândul de a-i da să mănânce sau de a-l pansa. Veți avea o surpriză plăcută când veți auzi cine a făcut aceste lucruri la început, anume Aurora Dumitrescu, eroina noastră din ediția trecută. Imediat după ce s-a operat, mâncând numai prin intermediul unui furtun introdus pe căile nazale, Nea Nicolae era îngrijit de către Aurora, aceasta fiind în casa lui zi și noapte, până când a învățat-o pe tanti Viorica cum să aibă și ea grijă de el. Nu a refuzat pe cineva vreodată, motiv pentru care doamna Aurora i-a fost alături și omului despre care am ales să vă vorbesc astăzi. Îl pansa, îl aspira pe nas sau îi punea perfuzii. A terminat cursurile de asistent medical și a învățat chiar și în timpul în care a stat internată cu George în spital, devenind acum și asistenta lui Nea Nicolae, o eroină a tuturor celor care îi cereau ajutorul. Pentru cei din sat, o eroină este și tanti Viorica. Spre exemplu, se ocupă și de o vecină paralizată. Îi duce apă, îi cară lemne sau doar îi cumpără pâine, așteptându-și răsplata în această viață doar de la Dumnezeu, cel care îl veghează de ani buni și pe Nea Nicolae al nostru. Atunci când a venit vorba de necesarul pe care tanti Viorica trebuie să-l aibă la îndemână pentru a-i schimba bandajele lui Nea Nicolae, ne-am îndreptat spre o masă plină cu tratamente, feșe, comprese sterile și altele. Asta ne trebuie pentru gât. Comprese? Comprese pentru gât. Comprese. Leucoplast pentru gât, transparent. Leucoplast pânzat, culoarea pielii, pentru furtunel. Numai așa, restul din ăsta se irită și face bube, face bubițe. Și iară să mergem să dăm mai greu. Asta ne trebuie pentru alimentat. O seringă de 100. Pentru alimentație. Special pentru așa. Fașă de 20 pentru gastrostomă. Comprese pentru curățit. Comprese sterile. Sterile, da. Mănuși. Aveți. Oricum, sunt destule. Alcool, da. Văd. Mai multe. Da. Betadină. Asta? Asta nu se găsește decât prin comandă. Asta o cumpărăm, da. Uh-huh. Asta e foarte bună, da. Asta o cumpărăm, da. Ați primit vreun ajutor de când s-a îmbolnăvit până acum, da. Nea Nicolae și până prezent? Ne-a dat părintele de la biserică odată 5 milioane, da. Și ne-a mai dat până în sărbători, parcă tot așa când a venit. Da. Nu v-a mai căutat nimeni, nu, să vă ofere ceva, nu, sau... Nu. Nu. N-am apelat să știți nici noi. Am zis că poate, nu, sunt, da, alte cazuri. Oamenii mult... știu ce... povestea, da, aveți dumneavoastră, da, și nu v-au căutat.
Mândru de copiii și de nepoții săi, dar și de căsătoria ajunsă aproape la nunta de aur, Nea Nicolae nu mai știa ce fotografii să ne arate primele, ba cu membrii familiei, ba cu el înainte de tragedie, dând din cap acum a neputință și a regret. Contează să-l aveți alături de dumneavoastră, așa cum spuneați. Așa cum este, l-am lângă mine. Cât erați dumneavoastră pe afară la animăluțe și noi ne-am împrietenit puțin cu Nea Nicolae, ne arăta cumva cu degetele că sunteți așa, unul cu celălalt. Da. Câți ani aveți de căsătorie? 44 de ani. Vă urăm să aveți câți mai mulți ani de acum înainte, să-i aveți împreună, să vă dea Dumnezeu multă sănătate și îi rugăm pe cei care ne privesc, pe cei care ne sunt aproape, care vor să ajute, pe cei cărora le pasă, să fie alături de noi. După cum ați văzut și dumneavoastră, nu este un caz ușor. Nu este atât de ușor să ai zilnic, oră de oră, minut de minut, grijă de un om, așa cum este Nea Nicolae, în situația lui. Ne luăm și noi la revedere de la această dramă din Piscani și sperăm să fiți alături de noi atât cât puteți dumneavoastră cu ceea ce puteți. A trebuit, la un moment dat, să ne luăm și noi rămas bun de la cei doi oameni. Ne-am îmbrățișat, le-am promis că ne vom revedea și am pornit spre redacție, acolo unde aveam să pregătim ceea ce ați urmărit astăzi. Vă așteptăm să fiți alături de noi atât cât puteți, pentru că nouă ne pasă. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și astăzi și vă invit sâmbătă de la aceeași oră să urmărim un nou caz împreună. Mulțumesc încă o dată!